ta. Și astăzi îmi dau seama că mintea omului se schimbă și este formată din etape precum trenul din mai multe vagoane. Și ce nu vrem să învățăm din cărți, de la alții, din sfaturi, învățăm din propriile noastre experiențe. Și Dumnezeu prin viață ne expune la tot felul de experiențe și ne constrânge să învățăm lecția vieții. Aveți o viață frumoasă și ea stă în fața voastră și ea va fi așa cum o veți face. Astăzi la nunta voastră, pe care și eu am așteptat-o într-o mică măsură, cunoscându-mă și bucurându-vă de voi, de părinții voștri, care îmi sunt apropiați, aș vrea să vă aduc aminte de faptul că în lumea noastră întâlnim familii fericite și nefericite. Și în calitate de pastor întotdeauna m-am întrebat care e diferența. Am întâlnit familii de succes care au îmbătrânit împreună. Zilele trecute am vizitat la spital o familie în vârstă din biserica noastră și de când am venit aici îi tot vizitez la spital. Sora foarte bolnavă, peste 20 de operații, fratele sănătos, dar foarte în vârstă amândoi. Și tot timpul îi văd împreună. I-am văzut ținându-se de mână de multe ori. Și am fost așa de emoționat, pentru că văd familii foarte tinere certate, despărțite, separate și mi-e greu să înțeleg bine diferența. M-am întrebat întotdeauna de ce există această diferență. De aceea astăzi vreau să predic despre diferențe care fac diferență. Și privind în carte, în textul pe care l-am citit, aș vrea să surprind două familii care prezintă două moduri de viață, două mentalități, evident diferite. Aș vrea să prezint doi oameni care sunt soți în casele lor, bărbați, și două femei care sunt soțiile acestor doi bărbați, perechi care formează două familii separate. Au umblat împreună mult timp și păreai că-s la fel, dar erau diferiți. Când s-au despărțit, diferența a devenit mai evidentă și influența unuia dintre ei, a lui Avram, care era unchiul lui Lot, nu a mai fost la fel de mare asupra lui Lot. Și atunci Lot și-a permis să fie el însuși. De fapt, după cum o să explic puțin mai târziu, o să vedeți că Lot, la rândul lui, dacă ar fi fost singur, n-ar fi fost așa, dar soția lui l-a influențat foarte mult. De cele mai multe ori, tovarășul de viață ne influențează bine, dar nu întotdeauna. Obișnuiesc să spun mai în glumă, mai în serios, că lumea e condusă de bărbați, însă bărbații sunt conduși de femei. Diferențe care fac diferența. Cred că oamenii se nasc cu șanse egale înaintea lui Dumnezeu. Însă stilul de viață pe care oamenii îl dezvoltă, numit caracter, și familia pe care oamenii o realizează prin alegere personală, prietenie, logodnă și căsătorie, sunt rezultatul alegerilor, valorilor și priorităților fiecăruia dintre cei doi. Familia la doi oameni nu poate să fie diferită de ei, pentru că ei sunt familia. Dacă analizăm viața acestor doi oameni, despre care Biblia vorbește mult, mai ales despre unul dintre ei, vom constata diferențele dintre ei, diferențe care fac diferență. Am notat câteva diferențe, după aceea am mai șters câteva, că erau multe, și am oprit doar câteva. Voi le știți? Noi toți le știm. Problema nu se pune dacă le știm. Noi toți știm că nu avem voie să trecem pe roșu. Câteodată se mai întâmplă. Faptul că știm nu ne oprește să trecem. Noi toți știm că dacă sunt prea mult scârnați, nu ne face așa de bine, mai ales la vârsta asta. Dar în ciuda faptului că știm, câteodată nu ne putem opri. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar de data asta vorbesc din experiență. Ei bine, revenind la diferențe, aș vrea să vorbesc despre prima, care mi se pare mai importantă decât celelalte, așezând-o în capul listei. Diferența legământului. Legământul este un contract, mai mult decât un contract, o înțelegere conștientă, personală și voluntară, pe care doi oameni o realizează unul cu celălalt, sau pe care un om o realizează cu Dumnezeu. Biblia remarcă faptul că Avraam a făcut un legământ cu Dumnezeu. Și semnul acestui legământ, pentru că aproape întotdeauna există un zen vizibil ca să-ți aduci aminte,
Acesta este și scopul verighetei, să-ți aducă aminte. Asta nu înseamnă că toți cei care o poartă și aduc aminte și toți cei care nu o poartă nu și aduc aminte. Nu am vrut să spun asta. Legământul este o responsabilitate pe care oamenii și-o asumă conștient în relația aceasta pe care o realizează cu un om sau cu Dumnezeu. Dacă este vorba despre legământul lui Avram cu Dumnezeu, citim în Biblie următoarele cuvinte. Acesta este legământul pe care să-l păziți între mine și voi și sămânța după tine. Observați că Dumnezeu îi cere lui Avram să respecte contractul, legământul, clauzele. Dumnezeu realizează un legământ cu Avram care avea anumite responsabilități ale lui Dumnezeu față de Avram și ale lui Avram față de Dumnezeu. Nicăieri în Biblie nu citim că Dumnezeu a uitat sau s-a aflat în imposibilitatea de a se ține de cuvânt. Avram însă s-a confruntat și cu situații în care nu s-a ținut de câteva ori de cuvânt. Acesta este un fenomen prezent în viețile tuturor oamenilor. Oamenii încheie un legământ cu Dumnezeu prin credința din inima lor, prin pocăința lor, în momentul în care se botează în apă, mărturisind că vor să-i dea viața lui Dumnezeu. Acest gest este foarte profund. El obligă foarte mult și pe Dumnezeu față de noi, care nu are probleme să-și împlinească promisiunile, și pe noi față de El. Și ne confruntăm cu foarte multe probleme să ne ținem de cuvânt, mai ales câteodată. Observăm că în tot acest timp, Lot nu încheie niciodată un legământ cu Dumnezeu. El este preocupat cu alte lucruri. Probabil sub influența soției și a copiilor care se fac mari, copii care se căsătoresc cu locuitori ai Sodomei, iar locuitorii Sodomei nu pot fi altfel decât orașul în care trăiesc, practicând cultura orașului cu toate obiceiurile de acolo, Lot are alte preocupări, alte priorități. Și Biblia ne spune că el este ocupat cu afacerile în Sodoma și mai târziu este membru în consiliul care conduce orașul. Consiliul care își avea întâlnirile la poarta cetății. Lot, pe Lot îl întâlnim acolo. Diferit de Lot, Avram este pe munte. Face câte un altar din loc în loc, acolo unde își mută cortul, se uită spre cer, vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeul acesta îl binecuvintează. Are o viață liniștită și frumoasă. Este responsabil de legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu. Se simte responsabil cu viața lui, cu familia lui. Și fiecare zi se gândește cum aș putea mai bine să împlinesc legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu. Lot este prea ocupat ca să gândească în maniera asta. El este prins cu business-ul. Este în Sodoma. Acolo e mult stres, este multă agitație. Prezența unui legământ, atât în relația dintre oameni, cât și în relația om și Dumnezeu, este dovada unei relații foarte serioase și responsabilă. Existența unui concubinaj, unei aventuri, unei relații temporare subliniază neseriozitatea. Legământul presupune asumarea responsabilităților care revin fiecarei părți, dar și beneficiul pe care îl primește fiecare parte. Este cu neputință să primim ajutorul lui Dumnezeu, protecția lui Dumnezeu, în timp ce noi trăim într-o altă zonă decât în prezența lui Dumnezeu. Fiecare om are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în viață, mai ales în momente de necaz, de boală, de singurătate. Și atunci realizăm că singurul care ne poate ajuta, după ce am epuizat lista priorităților, este Dumnezeu. Dar noi nu avem nicio legătură cu El, noi nu am vorbit nici aseară cu El, noi nu am vorbit nici ieri cu El, noi nu ne-am închinat nici săptămâna trecută Lui, noi nu i-am mai deschis cartea de mult, noi nu ne-am rugat, noi nu n-am avut interes să ne întrebăm dacă felul în care ne îmbrăcăm îl onorează sau e o palmă peste obrazul Lui, dacă prieteniile, aventurile noastre îl onorează pe Dumnezeu, reflectă voia Lui și îi fac plăcere sau sunt pur și simplu o răzvrătire împotriva voinței Lui, asta nu ne-a interesat că suntem ocupați. Însă când vine necazul, intrăm într-o dimensiune și ne vedem singuri, vulnerabili, limitați
Și ne aducem aminte că unul singur e milos și bun și că este dincolo de imposibilitățile umane și îi spunem: Doamne, ajută-mă! Ben, Jenny, legământul pe care voi l-ați făcut cu Dumnezeu, l-ați făcut într-o zi, dar e valabil în fiecare zi. Sunt zile în care veți fi obosiți, stresați, supărați, zile în care nu o să aveți timp să vă rugați, probabil să citiți Biblia, și în zilele acelea veți fi mai vulnerabili. În ziua aceea veți vedea lucruri care vă vor ispiti. Veți auzi lucruri care vă vor stimula. Veți fi ajutați de împrejurări sau de oamenii din jurul vostru să cădeți. Și veți fi la un pas să dați cu piciorul în legământul lui Dumnezeu, așa cum fac așa de mulți. Veți fi aproape să deveniți superficiali și mediocri, să răriți venitul la biserică, pentru că e suficient o dată pe săptămână, să doriți programe scurte, dar mese lungi, vacanțe lungi, viață lungă, numai programele scurte, scurte, că ne plictisesc. Ascultă-mă, singurul care vă poate da viață, sănătate și fericire este El. Părinții v-au dat tot ce au putut ei, v-au dat viața lor, casa lor, timpul lor, banii lor. Dar astăzi plecați că a venit vremea. O să aveți casa voastră. Multe lucruri dintre valorile voastre o să le schimbați constrânși de viață. Și o să învățați și voi ca și noi, mai mult decât din teorie. O să învățați că Dumnezeu acceptă să fie în viața voastră dacă e pus pe primul loc. Sau pleacă dacă îl pui pe locul 2 sau mai încolo. Legământul pe care l-ați făcut cu El și legământul pe care îl faceți unul cu altul trebuie respectat cu toată demnitatea. Aceasta este obligația voastră. Uitați-vă la Avram, a respectat legământul. Dacă te uiți la el, îl vezi un om de modă veche, dar a respectat legământul. Dacă te uiți la el, îl vezi o persoană care nu știe să facă business, dar a respectat legământul. Dacă te uiți la el, îl vezi o persoană naivă, cu capul nori, dar a respectat legământul. Și omul acesta a fost binecuvântat pentru că a respectat legământul. A trecut prin multe, a avut multe handicapuri, s-a confruntat cu multe probleme, dar pentru că a respectat legământul, Dumnezeu l-a binecuvântat. Uită-te la Lot, n-a avut timp să facă niciodată un altar, unul singur n-a făcut nici de poftă. N-a avut timp să se închine. A trăit între cei mai destrăbălați oameni din generația lui, făcând business cu ei și fiindu-le prieteni. Însă, uite-te cu ce a rămas. Știi de ce? Pentru că nu a făcut și nu a respectat legământul cu Dumnezeu. Diferența aceasta dintre cei doi face diferența dintre ei. O a doua diferență pe care o întâlnim în carte este diferența închinării. Biblia ne spune că Avram avea obiceiul să construiască altare și să se închine lui Dumnezeu, în timp ce Lot avea obiceiul să construiască case și să fie obsedat de materialism. Am citit din capitolul 13 și în versetul 5, Biblia spune despre Lot următoarele cuvinte. Și în acest verset, Biblia spune totul despre Lot. Lot aveau și el oi, boi și corturi. Asta este tot ce spune Biblia despre Lot. Nu spune dacă avea Dumnezeu sau nu, dacă se închina sau nu, dacă a făcut altare sau nu, nici vorbă despre asta. Singurele cuvinte care îl reprezintă, tot ce se poate spune despre el, sunt proprietățile lui și posesiunile lui, munca lui, stresul lui, nebunia lui, anturajul lui cu cetățenii Sodomei, atât spune Biblia despre el. Întreb eu, dumneavoastră i-ați făcut programul ăsta nesănătos? Nu, dar cine? El? Dar de ce și-a făcut un astfel de stil de viață? Putea să mai fie într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu într-o așa viață? Evident nu. De ce nu și-a făcut timp de Dumnezeu? Să mă iertați, că n-a vrut. De ce n-a construit altare? Același răspuns. De ce a ajuns cum a ajuns? Pentru că nu și-a făcut timp de Dumnezeu și pentru că n-a construit altare. Diferența legământului face diferență
Și diferența închinării face diferență. O să citesc din carte. Locul unde era altarul pe care îl făcuse mai înainte. Ben, Avram mai înainte făcuse altare. Nu doar astăzi și nu doar mâine, și mai înainte făcuse. Omul ăsta, de când l-a chemat Dumnezeu, cu asta s-a ocupat. Dacă pe mine mă impresionează un muritor defectos în gândire, Dumnezeu din ceruri care e bun și obiectiv, nu vede el seriozitatea lui Avram? Ba da. Nu răsplătește el știința universului, înțelepciunea universului, corectitudinea universului, obiectivitatea universului? Ba da. Avram a făcut mai înainte altare și Scriptura ne spune următoarele cuvinte. Acolo Avram a chemat numele Domnului. Omul ăsta și-a făcut timp să-L cheme pe Dumnezeu. Vino la mine. Sunt prea puțin, sunt prea mic, sunt prea neînțelept, sunt prea neputincios. Am nevoie de ajutorul tău. Ajută-mă să ajung unde nu pot ajunge. Ajută-mă să fiu ceea ce nu pot fi. Ajută-mă să nu trăiesc în mediocritate, ci în excelență. Ridică-mă, Doamne, deschide-mi ochii asupra lucrurilor pe care nu le văd. Dă-mi bunătatea pe care nu o am. Fă-mă un soț care să o facă fericită pe această prințesă pe care o iau din casa părinților ei. Și invers. Omul acesta l-a chemat pe Dumnezeu pentru că și-a înțeles limitele, Ben și Jenny. A știu că e doar un muritor care uită, care uneori e rău, neiertător, care se confruntă cu absența resurselor de care are nevoie. Și atunci a spus, vino la mine că-s doar un muritor, îmi cunosc inima, e rea, îmi cunosc resursele, sunt limitate. Vreau să ating excelența, Doamne, scoate-mă din mediocritate. Ajută-mă să nu fac ceea ce-mi trece prin cap uneori. Ține-mă departe de tot ce nu e al meu. Și dăm doar harul să mă uit la partea plină a paharului, fiind bucuros că dacă e puțin, este destul cu tine. Ceea ce îl caracterizează pe Avram este închinarea, ceea ce îl reprezintă pe Lot sunt posesiunile. Este ușor de observat că viața lui Avram a fost închinată lui Dumnezeu și s-a derulat în jurul persoanei lui Dumnezeu. Avram a participat activ și intens la împlinirea intereselor lui Dumnezeu. Omul acesta a fost productiv, a investit în împărăția lui Dumnezeu. Din el s-a format un popor, poporul lui Dumnezeu, și din poporul acesta a ieșit Mesia. Din el au ieșit patriarhii. El ocupă un spațiu larg pe paginile Bibliei și cel mai mult din spațiul acesta este pozitiv și este un exemplu pentru generațiile până astăzi. Dacă ne uităm la Lot, cel mai probabil sub influența soției și a copiilor, ajunge un obsedat de muncă, de bani și de divertisment. Îl întâlnim în mijlocul Sodomei, în compania oamenilor de nimic, în relația cu ei, relație de business, relație de vecinătate, relație de personală, de familie, și lucrul acesta face din viața lui o viață plină de chinuri. Și Petru remarcă în Noul Testament că a avut o viață chinuită. Vă întreb, de ce a avut o viață chinuită? Pentru că a organizat-o să fie chinuită. El a ales să meargă în Sodoma. Cum poți să fii în Sodoma de chinuit? Sodoma e orașul chinului. O a treia diferență pe care o întâlnim în carte este diferența autorității. Avram a fost chemat de Dumnezeu dintr-un stil de viață păgân. Dar atunci când Dumnezeu l-a chemat, a ieșit din idolatrie și s-a schimbat și a schimbat viața prin puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și a dedicat viața lui Dumnezeu, a pus-o sub autoritatea lui Dumnezeu. Având o viață disciplinată în relația spirituală personală cu Dumnezeu, Avram cere familiei lui să practice credința în Dumnezeu, nu doar să aibă credință în Dumnezeu. Stimaților, nu există om fără credință. Credem că ziua de mâine va fi mai bună? Credem că durerea pe care o avem mâine va pleca? Noi suntem plini de credință, inclusiv că Dumnezeu există. Credem ce nu vedem, pentru că numai prin credință putem accepta lucrurile care nu se văd. Toți oamenii cred câte ceva, însă foarte mulți dintre oamenii aceștia nu practică ceea ce cred. Nu practică ceea ce cred. Mintea este plină cu informații din Biblie, iar viața este plină de pofte, de senzualitate,
de goliciune, de destrăbălare. Și Dumnezeu este ofensat, foarte ofensat. Dumnezeu a investit în om, i-a dat superioritate față de toate ființele create, l-a făcut după chipul și asemănarea sa, o asemănare spirituală și morală. Și singura persoană care s-a întors împotriva lui este omul. Biblia spune, ceața îl laudă pe Domnul, fiindcă și astăzi face ceea ce a fost creată să facă. Balaurii de mare îl laudă pe Dumnezeu, pentru simplu motiv că fac exact ceea ce au fost creați să facă. Singura ființă care și-a pervertit chemarea, care și-a schimbat obiectivele și misiunea, este omul. Omul a fost creat să laude pe Domnul și să laude pe sine și își laude realizările care sunt egale cu zero. Suntem împreună niște muritori și suntem niște candidați la prietenia cu Dumnezeu. Prietenie pe care o putem avea sau pe care o putem rata. Suntem la o nuntă și avem ocazia să vorbim despre onoarea de a fi fericiți în casele noastre sau de a face din casele noastre cel mai chinuitor loc din existența noastră. Pentru unii casa e locul unde s-au certat cel mai mult. Stai față în față cu colegii de lucru și spate în spate cu omul cu care ai stat odată aici la altar. Asta este un mare eșec. Este cel mai mare eșec. Cine nu poate să fie fericit în casa lui nu va fi fericit nicăieri, pentru că serviciul nu-i locul unde trebuie să fii fericit, e locul de unde îți câștigi banii. Uitându-ne în carte, observăm că Biblia spune, Avraam va porunci fiilor lui și casei lui după el să țină casa Domnului, să țină calea Domnului. Ben și Jenny, omul ăsta a avut o obsesie cu calea Domnului. Omul ăsta a avut o obsesie cu prietenia cu Dumnezeu. Omul acesta a avut o obsesie cu decența, cu echilibru, cu înțelepciunea, cu o mărturie sfântă în societate, într-o societate destrăbălată și plină de goliciune și de senzualitate. Omul ăsta a fost obsedat de lucrurile astea, pentru că omul ăsta a practicat ce a știut. Omul ăsta a fost serios cu a lui credință și cu Dumnezeul lui. Omul ăsta nu s-a jucat cu Dumnezeu. Și de aceea nici Dumnezeu nu s-a jucat cu el. Lot, dimpotrivă, este absent din relația cu Dumnezeu. Este nerespectat de membrii familiei. Și când la un moment dat le cere copiilor să facă un anumit lucru, ăștia se uită așa ironic la el și spun, babacule, tu glumești? Pentru că stilul lui de viață l-a făcut să-și piardă respectul de la membrii familiei lui. A avut bani, dar n-a avut respectul familiei lui. A muncit mult, dar nu a investit în educația copiilor lui. A permis ca ai lui copii să se căsătorească cu sodomiți și sodomiții aceștia au devenit membri ai casei lui. Și uite-te unde a ajuns, dacă citești în carte, este îngrozitor cu ce a rămas omul ăsta. Doar cu cămașa de pe el și cu câteva zile pe care le-a trăit frustrat până l-a chemat Dumnezeu acasă. Și Petru, repet, îl numește un om chinuit. Știi de ce a fost chinuit? Pentru că asta a ales. Ne naștem cu șanse aproximativ egale, dar, dincolo de zestrea genetică numită temperament, pe care o luăm de la bunici și părinți și cu care ne naștem fără opțiunea de a o schimba, noi ne dezvoltăm caracterul, nu ni-l dau părinții, noi ni-l dezvoltăm. Ajungem la o vârstă la care facem ce vrem. Permiteți-mi să vă pun o întrebare ușor incomodă. Când facem ce vrem, facem ce trebuie? Ca și cum n-ar fi destul, repet, când facem ce vrem, facem ce trebuie? Când ne îmbrăcăm cum vrem, ne îmbrăcăm cum trebuie? Când vorbim cum vrem, vorbim cum trebuie? Când luăm decizii și avem atitudini, luăm decizii cum trebuie și avem atitudini cum trebuie? El a rămas deasupra, veșnic și cunoscător a gândurilor și intențiilor umane. El este Dumnezeul care binecuvintează. Noi suntem oameni care facem diferența între binecuvântare și blestem. Și diferențele din viața lui Lot față de Avraam fac diferența dintre binecuvântarea lui Avraam și blestemul lui Lot. Ești pe scaunul lui Avraam, Ben. Să nu lași pe nimeni să te împingă de acolo. Să te ții de scaunul acela, mă refer la poziția ta în Hristos. Și să te ții de fata aceasta care astăzi îți devine nevastă, soție, restul vieții tale. Oricât va fi de greu,
omule, trebuie să îmbătrânești alături de fata aceea. Și când vei respira pentru ultima oară, mâna ta să fie în mâna ei. Și dacă va veni diavolul să-ți prezinte fete mai frumoase, o să-i spui, pleacă de aici și să-ți fie rușine. Tu să faci așa și tu la fel. Este dreptul vostru de a vă lupta pentru voi. Este dreptul vostru de a vă lupta pentru Dumnezeu. Este dreptul vostru de a vă lupta pentru biserica Lui. V-ați făcut mici și alții v-au adus în brațe transpirați. Este vremea să transpirați voi acum pentru ei, pentru dumnealor, pentru voi, pentru Dumnezeu și pentru biserica Lui. Ascultați-mă, lumea de afară nici nu are de gând să facă așa ceva. Își abandonează părinții înainte să se căsătorească. Trăiesc în păcat. Îl nesocotesc pe Iisus, chiar dacă au auzit despre El. Și schimbă partenerul ori de câte ori vor. În baptistierul acela v-ați botezat, nu amândoi, tu în altul, Ben. Dar aduceți-vă aminte de faptul că i-ați promis că până când veți pune mâinile pe piept, veți respecta legământul. Și astăzi veți mai face încă un legământ care vă pune pe amândoi în aceeași casă, după cum legământul botezului în apă v-a pus pe amândoi în împărăția lui Dumnezeu. O să mai spun un singur lucru, pentru că timpul se măsoară cu ceasul și El ne spune că trebuie să ne apropiem, să ne oprim. O să vă mai spun despre diferența influenței. Biblia remarcă diferențe între soțiile lor, între Sara, al cărui nume e pronunțat, pentru că a fost o femeie de onoare și atâta lucru merita, și între nevasta lui Lot, căreia nu i se spune numele, că oricum n-a avut interes de Dumnezeu, Dumnezeu ce s-o pomenească în cartea lui. Sara este prezentată ca o femeie modestă și Petru o dă exemplu atunci când vorbește despre vestimentație. M-am tot gândit acasă, înainte, în timp ce îmi făceam predica înainte de nunta voastră, de ce Dumnezeu o dă exemplu pe Sara atunci când tratează felul în care trebuie să se îmbrace femeile? Mi-ar place să am timp să spun, dar nu am. Sara este prezentată ca o femeie modestă, respectoasă și supusă soțului ei. Jenny, Sara este prezentată ca o femeie modestă în vestimentație, în comportament, în purtare, nu simplistă, nu urâtă, nu murdară, nu mirositoare urât, nici vorbă, decentă. Ea știe că felul în care se îmbracă nu iese din rinic, ci iese din inimă, din inima aia pe care ea o pretinde curată. Ea îi spune soțului ei, domnul meu, nu înțeleg faptul că tu trebuie să nu-i mai spui Ben lui Ben și să-i spui domnul meu, ci acesta este un exemplu cum e Ben în inima ta. În inima ta, Ben este prințul tău, iar Hristos este domnul tău. Așa trebuie să trăiești tu. Soția lui Lot este prezentată în Biblie ca o femeie cu o influență negativă. Eu cred că Lot n-a vrut să stea în Sodoma. Influența lui Avram în primii ani de viață l-au ajutat să aibă o viziune bună. Dar de ce cred eu că soția l-a constrâns să se ducă în Sodoma? Am două motive, două argumente, mai mari și altele mai mici, dar le spun doar pe cele mai mari. Biblia îl prezintă pe Lot ca pe unul care nu din plăcere s-a dus în Sodoma, ci constrâns de soția lui. Uite de ce cred asta. Biblia spune așa: neprihănitul Lot își chinuia sufletul în fiecare zi în Sodoma. Păi dacă eu aș fi trăit atunci, îl spuneam: hei, neprihănitule, de ce îți chinui sufletul aici și nu ieși de aici să te duci într-un loc unde nu-ți mai chinui sufletul? Și el va spune: păi dacă eram necăsătorit, făceam asta, dar ce să fac? Cum să mai ies acum? Că nu vrea. Încerc să-mi țin familia împreună. Omul ăla a stat acolo neavând încotro. Asta presupune că a făcut o alegere greșită când s-a căsătorit. Al doilea argument pe care vreau să-l spun: când soția lui Lot, pentru prima oară obligată de Dumnezeu prin îngeri, este constrânsă să iasă din oraș, îngerii i-a spus ca un test, ca un ultim test de pocăință: femeie, să nu te uiți înapoi, măcar acum, toată viața ai fost cu ochii pe bogății, acum ieși din bogățiile astea, lasă-le că vor arde, dar să nu te uiți înapoi, dacă odată te uiți. Știi ce a făcut? S-a uitat. Acolo era inima ei. Asta mă face să cred că Lot a trebuit să joace cum nu-i plăcea. Închei predica mea uitându-mă la
momentul ăsta frumos din viața voastră, când se împlinește visul vostru. Ați așteptat ziua asta, scumpii mei. De multe ori am vorbit cu voi și aveți în, aveți în față o viață frumoasă, niște părinți care se roagă pentru voi, susținându-vă să fiți binecuvântați, însă să știți că familia voastră este așa cum o faceți voi. Dumnezeu vă stă la dispoziție. Dacă veți folosi resursele Lui, dacă veți chema numele Lui, dacă veți sta în prezența Lui, viața voastră va fi plină de binecuvântări. Domnul să vă ajute și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.